Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Excesul ponderal afectează astăzi 1,9 miliarde de persoane, iar obezitatea peste 650 de milioane. Vorbim despre o afecțiune extrem de gravă cu multiple implicații asupra stării de sănătate. Vorbim astăzi despre cauzele obezității, dar și soluțiile chirurgicale pe care le-au la îndemână pacienții cu medicul Florin Turcu, medic primar chirurgie generală în cadrul Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, bine ați venit! Spuneți-ne în primul rând care sunt cauzele actuale ale obezității. Obezitatea este consecința unor factori care țin de mediu, de comportamentul alimentar, de stilul de viață al oamenilor astăzi și de condiția lor biologică. Vorbim chiar de o epidemie la nivel mondial. Într-adevăr, numărul cazurilor a crescut de-a lungul ultimelor două generații, din ce în ce mai accentuat și, într-adevăr, astăzi meseriile înseamnă un consum de energie mult mai mic, comparativ cu consumul legat de activitatea fizică. Meseriile noastre astăzi sunt mai degrabă intelectuale, cu mobilitate redusă și implicit cu consum energetic mai mic. Care sunt recomandările în ceea ce privește tratamentul obezității prin chirurgie? Ok. Ca un sumar, astăzi trebuie să plecăm de la convingerea că pentru a controla greutatea, ar trebui să schimbăm stilul de viață și să depunem eforturi deosebite în a accesa servicii medicale specializate. Tratamentul conservator, fără intervenție chirurgicală, însemnând un lucru cu medicul nutriționist, cu un kinetoterapeut, dar foarte important și cu un medic psiholog. Dacă acest tratament conservator nu dă rezultatele scontate, atunci tratamentul chirurgical este o soluție. Dintre tipurile de intervenții chirurgicale, 55-60% din pacienții care beneficiază de tratamente bariatrice le este recomandată operația de micșorare de stomac. Gastric sleeve este numele internațional al acestei proceduri. Sunt apoi procedurile de gastric bypass cu diferite variante ale lui și diversia biliopancreatică. Sunt alte două tipuri de intervenții chirurgicale de tip gastric bending, inel gastric și plicatura gastrică, dar în ultimii ani numărul procedurilor la nivel global a scăzut relativ mult pentru că eficiența acestor intervenții chirurgicale în timp s-a dovedit a nu fi cea scontată. Vorbim de eficiență în tratamentul chirurgical atunci când pacienții pierd mai mult de 50% din excesul ponderal calculat la întâlnirea inițială. Care ar fi intervențiile bariatrice pe care le realizați în cadrul Sanador și în ce constau în mare acestea? Cea mai frecventă intervenție chirurgicală realizată este micșorarea de stomac, gastric sleeve. Această intervenție chirurgicală presupune un abord minim invaziv, laparoscopic. Noi folosim lama bisturiului să tăiem doar pielea pacienților noștri. Acest lucru face ca recuperarea după intervenția chirurgicală să fie rapidă. La sfârșitul spitalizării de 48-72 de ore, pacientul este apt să fie integrat în mediul lui familial și, de ce nu, profesional. Gastric sleeve înseamnă o reducție a volumului stomacului cu circa 80% printr-o excizie care se realizează cu sutură mecanică, care realizează o etanșeizare a stomacului și un risc de sângerare redus, deci complicații postoperatorii foarte puține, și care va face ca pacientul să mănânce un volum de hrană foarte redus. Volumul unei porții imediat după operație va crește progresiv de la 80 de mililitri în volum până spre 100 de mililitri în prima lună și apoi în următoarele luni de la 80 de grame către 100 și un pic de grame. Această intervenție chirurgicală are și un rol important în modificarea comportamentului alimentar prin faptul că reducția stomacului asociază și o diminuare a nivelului de ghrelin hormon, care induce
sau modulează senzația de foame. Deci cumva operația îi ajută să schimbe și modul de a privi alimentația implicit, nu doar fizic prin micșorarea volumului stomacului. Într-adevăr, cu această operație ia un start lansat, ca să spun, sportiv, pentru că schimbarea comportamentului alimentar implică și centrii nervos superiori și atunci cu siguranță că asociază un efort de voință și o dorință a pacientului de a înțelege că rezultatele acestei intervenții chirurgicale musai a fi consolidate prin schimbarea comportamentului, dacă ne referim la obținerea unor rezultate foarte bune pe termen lung. Care ar fi câteva dintre rezultatele pe care le-ați obținut de-a lungul timpului aplicând aceste tipuri de intervenții la pacienții dumneavoastră? Nu există un pacient care după astfel de intervenții chirurgicale să nu obțină un rezultat pozitiv în procesul de slăbit și din punct de vedere al evaluării rezultatelor, aici vorbim de o aritmetică elementară. Ca noi să socotim operația eficientă, pacienții ar trebui să piardă mai mult de 50% din excesul ponderal. Dacă dau un exemplu la îndemâna oricui, un pacient care are un exces ponderal de 100 de kg, ca să fie socotit a fi un pacient cu rezultate bune, ar trebui să piardă peste 50 de kg. Aceste procente sunt, se referă apoi și la ce înseamnă calitatea vieții și îmbunătățirea condiției biologice, fiindcă pierderea unui număr însemnat de kilograme asociază de asemenea o vindecare sau ameliorarea bolilor asociate obezității, a comorbidităților de tip diabet zaharat, hipertensiune arterială, apnee de somn, patologie osteoarticulară, dar nu în ultimul rând, are și un impact extrem de favorabil asupra și psihologiei individuale, care sigur că este o motivație, aduce o motivație suplimentară în a conserva rezultatele acestei chirurgii. Pe de altă parte, un alt exemplu concret, dacă un pacient suferă de obezitate, să spunem gradul 3, se socotește că operația a fost extrem de benefică dacă el pierde două clase de obezitate, adică că ajunge în categoria pacienților supraponderali. Supraponderali înseamnă că indicele de masă corporală, greutate pătratul înălțimii, ajunge undeva în sfera 25-29 de la peste 40. Care ar fi recomandările post-intervenție și post-stabilizarea greutății pentru ca pacienții să-și mențină greutatea obținută pe termen lung? În urmărirea pacienților după operație, în prima lună, ei trebuie să respecte un regim alimentar extrem de strict și să fie într-o relație apropiată cu clinica în care au efectuat intervenția chirurgicală, cu echipa chirurgicală, fiindcă e perioada în care sunt posibile complicații postoperatorii. 2-3 săptămâni de zile după realizarea intervenției chirurgicale este extrem de important ca acest proces de convalescență să fie urmărit de clinica, de membrii echipei medicale. Însă după o lună de zile, odată cu vindecarea chirurgicală, este foarte important ca pacientul să fie inclus activ într-un proces de reeducare comportamentală, adică un medic nutriționist, un kinetoterapeut și de ce nu un psiholog îi vor ajuta pe pacient să consolideze rezultatele obținute cu chirurgia și să obțină rezultate la distanță, pentru că după operația cea mai frecvent utilizată, micșorarea de stomac gastric sleeve, trebuie știut că efectele acestei intervenții chirurgicale trec în timp. Și după 2 ani de zile, dacă un pacient nu a reușit să schimbe comportamentul, stilul de viață și comportamentul alimentar, riscul în a se reîngrășa este prezent până spre 20% din pacienți. Care ar fi indicația pentru aceste tipuri de operații? Orice exces ponderal poate fi rezolvat prin bariatrie? Ca un pacient să fie candidat la intervenții bariatrice, ar trebui să aibă o obezitate care să îl încadreze în să aibă indicele de masă corporală peste 40 dacă nu are și alte boli asociate. Se numește obezitate morbidă atunci când indicele de masă corporală depășește 40. Să primim în tratamentul chirurgical și pacienți care au un indice de masă mai mic, condiția fiind aceea de a avea asociate boli ca diabetul zaharat, în special cel insulinonecesitant, hipertensiunea arterială,
apnea de somn, boli osteoarticulare invalidante. Bariatria contribuie și la reducerea impactului acestor boli asociate asupra organismului, devin ele reversibile doar prin bariatrie. Bolile menționate de tip diabet zaharat, hipertensiune arterială, dislipidemie, apnea de somn sunt rapid rezolutive odată cu scăderea în greutate. Așadar, acesta ar trebui să fie argumentul principal pentru ca astfel de pacienți să fie incluși poate în programe naționale de control al greutății, pentru că și economic vorbind e preferabil să achităm nota de plată pentru o operație bariatrică versus acea situație în care pacienții beneficiază la lung toată viața de cele mai multe ori de programe naționale de cardiologice, de stentare, spre exemplu, de programele pentru diabet. Așadar, răspunsul este favorabil, să spunem, alegerii intervenției bariatrice versus acea situație în care să tratăm bolile asociate menționate. Care ar fi avantajele realizării acestor tipuri de intervenții în cadrul Sanador? Avantajul major al efectuării acestor operații în clinica Sanador e legat de faptul că spitalul este general, are un suport, există specialități, toate specialitățile medicale disponibile în cadrul acestui spital, acestei clinici și evident că în cursul tratamentului pot să apară și evenimente, situații neprevăzute, ori în condițiile în care toate serviciile medicale, toate specialitățile medicale, cardiologie, chiar intervențională, pneumologie, chirurgie imagistică, invazivă și accesul la investigații care ar putea să ne releve o complicație postoperatorie în cel mai scurt timp, le avem ușor la îndemână.